Dirigea lui Horațiu Mihaiu și coregrafia Mălinei Andrei, Noaptea trece chiar și prin piatră este un spectacol inedit în care se regăsesc muzica, dansul, poezia, arhitectura și pictura. Pe scena unui teatru, patru personaje vii se pregătesc de premiera unui spectacol bine plătit care va avea o singură reprezentație. Spectatorul vede prin ochii creatorului de teatru intriga care se construiește în jurul acestei povești printr-o succesiune de imagini filmice, dinamice, care înfățișează momente cotidiene și momente excepționale din viața unei persoane. Îmbinând comicul și dramaticul, piesa devine o provocare pentru spectatorul dornic mereu de nou, de imagini interesante, de emoții intense. Din distribuția spectatorului fac parte actorii Dan Constantin, Ana Turos, Gabriel Popescu, Alin Păiuș, Diana Cătănescu, Alex Popescu, Alin Holcă, Mădălina Floroica, Georgiana Marin, Marius Firescu, Michael Paicu, Cătălina Sima, Juliet Ato și Carmen Firescu.